Domnișoarelor și domnilor, Adi Dobre vă spune bun găsit și vă invită de la această oră la Arad, în județul Arad, la Șimand, acolo unde pentru prima oară în istorie șoimii din Șimand sunt în prima ligă de futsal. Iată un meci extrem de interesant, am să vă povestesc de ce, cu West Deva, un meci din play-out în compania selecționate similare Albaniei, meciuri bune. Iată-i pe cei de la West Deva, început perfect de partidă, neatenți acolo în defensivă. Ionuț Florea șutează și marchează. Minutul 5 al partidei, Florea face 2-0 pentru oaspeți cu o torpilă sub bară. Atacata să îl deposedeze pe Cristian Boda. Cristian Boda încă un șut, este 3-0. Este 3-0, fără prea mult efort și iată reușesc să și recupereze. Combinație frumoasă și este gol. Este gol, 4-0. Revedem această fază care vine de la recuperarea lui Florea și reușita o trecem în contul lui Ardel. La o situație similară, dar mult mai central, Ionuț Florea a ales să șuteze în forță. Să-l vedem acum pe Darius Pușcă. Florea pentru Pușcă, șutează și este autogol. Mingea se ducea pe lângă poartă. Minutul 18. Pentru Pușcă, pasă ideală, ideală pentru Boda. Cristian care ratează. Greșește și repară greșeala Ciornei, zona centrală, pasă și este gol marcat de băieții lui Daniel Mărcuș. De Darius Pușcă, încă un șut și este gol. Nu? Pe lângă poartă, o pasă mai departe pentru Ursoi și este gol. Este gol marcat de Șoimi Șimand în minutul 25. O combinație frumoasă și iată scorul devine 3-5. Daniel Mărcuș din nou atacă formația gazdă Claudiu Joc. Mărcuș șutează și este gol. Este gol, iată cu 6 minute înainte de final. 34 minutul, se face 4-5. Greșește, dar își repară greșeala Claudiu Joc, continuă și ocazie uriașă de 5-5, ocazie uriașă, revedem, iată, pe post de pivot Buriană, derbiul retrogradării, este gol! Neatenți, neatenți, arădenii, nu te iartă un jucător așa cum este Ionuț Florea. Preluare acolo a lui Boda și apără senzațional, dar până la urmă, iată, neatent un Joc. O minge pe care Pușcă i-o fură din picior și marchează pentru 4-7. Tocmai vorbeam de Pușcă, care dublă, a făcut triplă. Au impresia că au scos portarul, ce greșeală aici, Borariu! Și este gol marcat de Galfi.